Telejurnalul este prezentat de Vadim Cheptănaru. Începe telejurnalul TVR Moldova, doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit, iată titlurile ediției. Nu avem un nou contract cu Gazprom, iar autoritățile recunosc că negocierile devin practic imposibile. Rușii cer și achitarea datoriilor istorice, iar guvernul caută soluții pentru a aduce 1 milion de metri cubi de gaz din Ucraina. Procurorii au deschis un dosar penal în cazul numirii de către Parlament a lui Boris Lupașcu în funcția de judecător la Curtea Constituțională a Republicii Moldova în urmă cu jumătate de an. În Republica Moldova au fost înregistrate primele 2 cazuri de gripă din ultimii 2 ani. S-au îmbolnăvit un tânăr de 18 ani din Soroca și o femeie de 37 de ani din raionul Ialoveni. Ziua Armatei Române a fost marcată astăzi și în Republica Moldova. Pe lângă ceremoniile omagiale organizate în 10 de localități, a fost reinaugurat și sfințit cimitirul eroilor din satul Sofia, raionul Hâncești. Au rămas doar 7 zile până la expirarea contractului prelungit privind importul gazelor naturale rusești, iar Republica Moldova încă nu a bătut palma cu Gazprom. Negocierile devin practic imposibile și, plus la toate, gigantul rus a cerut achitarea datoriilor istorice, a declarat ministrul infrastructurii Andrei Spânu, care a revenit de la Moscova. Deși a evitat să spună care e suma acestor restanțe, vicepremierul a anunțat că va cere un audit extern pentru a stabili datoria reală acumulată în urma importului gazelor rusești. Potrivit ministrului infrastructurii Andrei Spânu, Moldova Gaz are datorii la Gazprom din anul 1994. Spânu nu a spus care este suma cerută de gigantul rus, dar în presă se vehiculează că ar fi vorba de 709 milioane de dolari. Avem nevoie de o evaluare, un audit independent care să confirme această datorie înainte ca să putem semna orice fel de angajament. Experții economici sunt sceptici față de strategia alesă de autoritățile de la Chișinău. Poate să apeleze la un arbitraj internațional, de exemplu arbitrajul de la Stockholm, unde au mai fost mai multe cauze ale mai multor state versus Gazprom. De asta cred că ar fi cea mai potrivită cale. Apelarea la un audit internațional este un mecanism prin care poate fi încă o dată estimată mărimea acestei datorii, care în materie de cifre poate stabili dacă este acea mărime într-adevăr la nivelul scontat. Dar aceasta ar tergiversa procesul de negociere cu Gazprom, practic ar pune pe pauză acest proces. Totodată, astăzi, vicepremierul Spânu a refuzat să dea detalii despre ofertele de preț primite de la Gazprom și asta pentru că nu a reușit să ajungă la un numitor comun cu partea rusă. Discuțiile au fost referitor la stabilirea prețului în baza formulei de front month index, ceea ce avem pentru luna octombrie, și o posibilă sau un potențial reducere de 25% în anumite condiții. Noi ne dorim un preț corect, bazat pe o formulă similară cu cele oferite și altor state cu care Gazprom a semnat contracte pe termen lung în perioada recentă. Noi am mers cu mai multe opțiuni. Una din ele este prețul la bursă pentru contractele anuale sau o formulă mixtă care să ia în calcul atât prețul la bursă a gazului, cât și cotația petrolului. Secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat, citat de agenția de presă TASS, că Moscova mizează pe continuarea dialogului cu autoritățile de la Chișinău și a precizat că Rusia negociază prețul la gazul furnizat exclusiv prin prisma avantajelor comerciale. Trebuie cumva continuat dialogul. Toate pozițiile sunt clare. Poziția părții ruse a Gazpromului este destul de limpede și simplă. Este o poziție comercială care include reduceri cunoscute. De aceea, evident, sperăm că dialogul, așa sau altfel, va continua. A menționat reprezentantul Kremlinului citat de agenția TASS. Așadar, negocierile vor continua, iar vicepremierul Andrei Spânu urmează să aibă o întrevedere cu șeful Gazprom, Alexei Miller, miercuri pe 27 octombrie. Discuțiile vor avea loc în orașul Sankt Petersburg. Amintim că la sfârșitul lunii septembrie a expirat contractul cu Gazprom, dar a fost prelungit cu o lună. Pentru că nu au siguranță că se va ajunge la un numitor comun, autoritățile de la Chișinău explorează modalități alternative de furnizare a gazului din Ucraina, România și alte țări europene.
Chișinăul este în așteptarea ofertelor pentru prima achiziție de gaz natural din alte surse decât cele din Federația Rusă. Astăzi, Energocom, furnizorul central de energie electrică din Republica Moldova, a organizat o licitație pentru companiile care vor să transporte 1 milion de metri cub de gaz achiziționat din Ucraina. Câștigătorul licitației încă nu a fost anunțat, iar ministrul infrastructurii susține că achiziția este vitală pentru a avea presiune suficientă în conducte. După ce Energocom a fost mandatată de Comisia pentru Situații Excepționale să achiziționeze gaze naturale, astăzi a fost organizată prima licitație. Companiile internaționale au fost invitate să-și prezinte ofertele privind prețul la care sunt dispuse să transporte 1 milion de metri cub de gaz. Energocom preconizează livrarea acestui volum de gaz începând de mâine prin punctul din Oleksiivka, Ucraina, tranzitând conducta de distribuție Căușeni-Todrești-Tohatin. Achiziția care are loc acum la Energocom ține de creșterea presiunii în sistem, ori noi până la sfârșitul lunii octombrie încă avem un contract cu Gazprom și avem livrări de gaze atât pentru partea stângă cât și pentru partea dreaptă a Nistrului. Acea achiziție care are loc astăzi vine doar să crească presiunea sau să avem rezerve în cazul în care presiunea scade, să putem să le punem în sistemul de transport ca să nu avem probleme de presiune în întreg sistemul. Iar presa din Ucraina scrie că Energocom ar fi încheiat deja un contract cu partea ucraineană pentru a livra Republicii Moldova în jur de 700 de milioane de metri cub de gaz în caz de necesitate. Volumul necesar ar urma să fie livrat de Naftogaz, compania națională de petrol și gaze din Ucraina. Un ajutor substanțial este așteptat și din România. Gazoductul Ungheni-Chișinău cu o lungime de 120 de kilometri a fost pus în funcțiune de la 1 octombrie și poate asigura transportarea volumului de gaz necesar pentru toți consumatorii din Republica Moldova, cu excepția celor din regiunea transnistreană. Directorul Departamentului Strategii și Management Corporativ al Transgaz a declarat că rămâne ca furnizorii interesați să anunțe ce volum de gaz pot vinde. Se pot transporta până la 6,5 milioane metri cubi pe zi de gaze naturale. Așteptăm și noi ca furnizorii să nominalizeze volumele de gaze pe care să le putem transporta. Noi suntem pregătiți din punct de vedere al operatorului de transport și de sistem. Vorbim de 6,5 milioane metri cub care acoperă necesarul Republicii Moldova fără zona Transnistria. Vineri, pe 22 octombrie, Parlamentul a votat pentru instituirea stării de urgență din cauza crizei de gaze naturale. Ulterior, Comisia pentru Situații Excepționale a mandatat Energocomul să cumpere 5 milioane de metri cub de gaz în valoare de 1,7 miliarde de lei. Tot astăzi, Moldstreet.com a scris că, potrivit datelor Moldova Gaz, în anul 2020, întreprinderea moldorusă a înregistrat pierderi de circa 677 de milioane de lei, după ce un an mai devreme raporta un profit de peste 22 de milioane de lei. Acesta este cel mai prost rezultat financiar din ultimii 5 ani ai companiei, cu capital majoritar deținut de gigantul rus Gazprom. Criza gazelor dă fiori cetățenilor Republicii Moldova. Basarabenii caută soluții, iar soba cu lemne pare salvatoare. Așa se face că a crescut cererea pentru lemnele de foc, dar a crescut și prețul. La ocoalele silvice se vinde cam cu 1000 de lei metru ster de lemn, iar la intermediari cu câteva sute de lei mai mult. Criza mondială a gazelor este o problemă dezbătută cu înflăcărare și pe ulițele satelor basarabene. Oamenii din comuna Trușeni urmăresc cu înfrigurare negocierile purtate de către autoritățile de la Chișinău cu Gazpromul rusesc. O eventuală sistare a gazelor naturale i-ar lua pe unii pe nepregătite. Economisim, după cum restricțiile acestea, noaptea, jumătate de noapte, numai dacă îl conectăm, dimineața la ora 7:30, 8, să-l deconectăm. Nu știu cum ne descurcăm, eu n-am nici sobă. Soba este, dar nu lucrează. Nu sunt pregătit pentru așa ceva, nu sunt nici lemn. A să-mi duce la Parlament, acolo să-mi ședem cu dânsul. Încă că acolo n-a să strângă gazul. Acolo și căldorul stabil. Asta nu știm acolo, poate, ne-a prins pe noi în cabinet, câte 10, câte 20. De voie, de nevoie, sătenii revin la vremurile de altă dată și vor trece la soba cu lemne. Și-au făcut și provizii de combustibil. Lemnele le-am gătit, le-am uscat toată vara, să nu fie udi. Dacă se închide gazul, facem, trecem la lemne. Dar v-ați cumpărat lemne anul acesta? Nu, el de mult, sunt cumpărat ca rezervă.
că mai pățit așa ceva. A fost când, prin 97, îmi pare că, da, tot așa a fost închis gazul și prin 1 martie. Și trăiem și o clejă de pe deal să ne încălzim. Ne-am cumpărat lemne și așteptăm să le tăiem și normal. Bine, ne-am pregătit de iarnă, avem plită cu răgaz și dacă n-ar să fie gaz, oricum facem la plită de foc. Și nu e de mirare că a crescut și cererea pentru lemnele de foc. La întreprinderea Silvo Cinegetică din Strășeni, de pe 1000 de hectare de teren, se strâng anual aproape 20.000 de metri cub de lemn. Acum mai sunt pe stoc cam 8.000. Chiar în ultimele 2 luni de zile, foarte intensiv, s-au vândut mai mult decât s-au vândut toată perioada anului. Foarte mulți deja își fac rezerve, nu pentru o iarnă, dar chiar și pentru 2 ierni. Foarte multe cunoștințe m-au telefonat și m-au rugat ca să le rezervăm. Un metru sterb de lemn tare, tăiat și despicat, este vândut cu 950 de lei, cu 40 de lei mai mult decât anul trecut, spun cei de la Molsilva. Pe site-urile de anunțuri sunt vândute însă de către intermediari mult mai scump. Că e mai scump o leacă decât anul trecut, nu? Că nici nu e mai scump, dar pe cele sunt scumpe. De vineri 22 octombrie, Republica Moldova a intrat în starea de urgență energetică. Pentru a putea asigura livrarea agentului termic și a energiei electrice, guvernul a decis alocarea unei însemnate cantități de păcură din rezerva de stat. Primăria Chișinău a promis despăgubiri celor 20 de familii care au rămas fără apartamente în urma incendiului produs în blocul de pe strada Ion Pelivan. Ce ajutoare vor fi oferite, aflați imediat în telejurnal. Procurorii au deschis un dosar penal în cazul numirii lui Boris Lupașcu în funcția de judecător la Curtea Constituțională a Republicii Moldova în urmă cu jumătate de an. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a anunțat că investighează dacă prin numirea lui Lupașcu de către Parlament a fost uzurpată puterea în stat în interesul unui grup criminal organizat. Procesul penal a fost pornit în baza sesizării depuse de 2 deputați din opoziție, respinsă inițial de șeful procurorului generale Alexandru Stoianoglo, suspendat în prezent din funcție și anchetat într-un dosar penal. Boris Lupașcu a fost numit judecător al Curții Constituționale în 23 aprilie, cu voturile deputaților socialiști și celor din Partidul Șor. Aceștia au revocat-o mai devreme din funcția de magistrat al Curții de pe Domnica Manole. În scurt timp, Boris Lupașcu a renunțat la mandat pe fondul criticilor apărute în societate privind modul în care a fost numit. Înlocuirea Domnicăi Manole cu Boris Lupașcu a avut loc în timp ce Parlamentul, dominat de socialiști, urma să decidă asupra dizolvării legislativului după eșuarea numirii unui nou guvern. Socialiști și celor... Autoritățile din Chișinău sunt gata să instituie carantină și să impună noi restricții, chiar dacă Comisia Extraordinară Națională pentru Sănătate Publică va refuza să înăsprească măsurile de prevenire a infecției cu noul coronavirus. Primarul acuză guvernul că nu ar lua măsurile necesare pentru a opri pandemia și cere autorităților centrale să identifice noi spații în spitale pentru tratarea bolnavilor. Primăria își asumă intrarea în lockdown a Chișinăului dacă numărul de decese și îmbolnăviri va continua să crească. Restricțiile pot fi eficiente dacă s-ar aplica pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Comisia Municipală Extraordinară în Sănătate Publică din Chișinău a luat astăzi decizia de a mări numărul de paturi în secțiile de tratament și terapie intensivă din toate spitalele municipale. Lipsa de echipamente medicale pentru ATI este totuși o mare problemă. Cerem Guvernului și Ministerului Sănătății alocarea imediată a resurselor pentru gestionarea eficientă a crizei pandemice, resurse necesare pentru procurarea echipamentelor emergente necesare spitalelor. Paturile de staționar sunt ocupate în proporție de peste 90%. Totodată, paturile în terapie intensivă sunt toate ocupate, iar eliberarea acestora, în cele mai multe cazuri, se produce prin decesul pacienților. Reprezentanții Ministerului Sănătății recunosc că situația este gravă, dar susțin că totul este sub control. Din păcate, populația rămâne acasă, se agravează și se internează mai târziu decât trebuiește. Dar, în principiu, situația este sub control, deci noi monitorizăm, nu este ușor. Situația este gravă în întreaga regiune, deci Moldova face parte, adică din regiunea țărilor europene, unde, din păcate, gradul de vaccinare este mult mai jos decât în alte țări. Și
vedeți cum se comportă și vecinii noștri. Rata de vaccinare în Republica Moldova este doar de 30%, deși ar fi nevoie de 80%, potrivit specialiștilor, pentru a se crea imunizare colectivă, pentru a reduce efectele bolii și presiunea pe spitale. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății o spune răspicat. Pandemia de COVID-19 va lua sfârșit atunci când oamenii din întreaga lume vor alege să-i pună capăt. Avem toate instrumentele pentru combaterea virusului, iar totul depinde de voința și responsabilitate. Se face un nou apel pentru imunizare și pentru distribuirea echitabilă a vaccinurilor în întreaga lume. It is in our hands. We have all the tools we need. Effective public health tools and effective medical tools. But the world has not used those tools well. Șeful Organizației Mondiale a Sănătății este pesimist în ceea ce privește sfârșitul pandemiei. Săptămânal, potrivit statisticilor oficiale în întreaga lume, mor aproape 50.000 de oameni. We have set a target to vaccinate 40% of the population of every country by the end of this year. That target is reachable, but only if the countries and companies that control supply match their statements with actions. Și secretarul general al ONU, Antonio Guterres, face apel către comunitatea internațională pentru distribuirea echitabilă a vaccinurilor. We need to come together to tackle great challenges and advance the sustainable development goals by ensuring that every person, everywhere, has access to COVID-19 vaccine sooner rather than later. Potrivit statisticii, până acum la nivel mondial au fost administrate 6 miliarde 840 de milioane de doze de vaccin anticovid. În Republica Moldova au fost înregistrate primele două cazuri de gripă din ultimii 2 ani. S-au îmbolnăvit un tânăr de 18 ani din Soroca și o femeie de 37 de ani din raionul Ialoveni. Cei doi aveau dificultăți de respirație și s-au adresat medicului de familie. După examinarea pacienților, medicii au stabilit că ambii erau infectați cu virusul gripal AH3N2. Ambele cazuri de gripă au fost înregistrate săptămâna trecută. O persoană de 17 ani din raionul Soroca și-a acordat asistență medicală. A fost depistat virusul gripal AH3N2. Și pe data de 23 sâmbătă, a doua persoană, o persoană de 37 de ani din raionul Ialoveni. Șeful secției supraveghere epidemiologică a gripei a precizat că astăzi vor fi repartizate vaccinuri antigripale în toate raioanele Republicii Moldova. Azi primim vaccinul la depozitul de vaccinuri Agenției Naționale de Sănătate Publică. Vaccinul va fi repartizat în teritoriul și vom începe procesul de imunizare a contingentelor și grupurilor cu risc sporit din bolnăvire la gripa sezonieră. Autoritățile au cumpărat aproape 130.000 de doze de vaccin antigripal pentru sezonul rece 2021-2022 în valoare de peste 18 milioane de lei. Banii au fost alocați de către Compania Națională de Asigurări în Medicină. Alte 50.000 de doze donate de Statele Unite ale Americii urmează să ajungă în Republica Moldova prin intermediul UNICEF. Pe lângă criza pandemică și cea energetică, autoritățile locale din câteva raioane se mai confruntă cu o problemă. Nu mai au bani să plătească salariile profesorilor. Unii aleși locale afirmă că au cerut în mod repetat autorităților centrale să modifice politica de finanțare a instituțiilor de învățământ. Deocamdată nu au primit însă răspuns. Responsabilii din cadrul Ministerului Finanțelor au spus că vor încerca să soluționeze problema și îndeamnă directorii de școli să semnaleze din timp dificultățile pe care le întâmpină. Fără salarii ar putea rămâne angajații din 10 instituții de învățământ din raionul Glodeni. Directorii de școli, dar și profesorii sunt îngrijorați de situația creată, întrucât ar putea rămâne în prag de iarnă fără salarii. Să ajungem ca să nu să fim speriați, chiar vă spun sincer. Colectivul este tânăr. Angajați, am învățătoare de 27 de ani, am învățătoare de 44. Să-ți dați условия человеку, щоб он спокойно пришел на работу, щоб он не думал о том, что завтра он не получит зарплату, а послезавтра может кто-то заболеть и трястись за каждого ребенка. Хочется просто спокойной, нормальной работы.
Președintele raionului Glodeni, Ion Cojocar, susține că lipsa banilor este cauzată de metodologia de calcul, întrucât bugetul instituțiilor este stabilit în funcție de numărul de elevi, iar acesta scade pe an ce trece. El spune că problema e mai veche și că după investirea noului guvern s-a adresat în mod repetat autorităților centrale. Toți trebuie să cunoască că noi am făcut tot ce ne-a stat în puteri, mai mult ca atât, la două instituții școlare din raionul Glodeni, deja din luna mai s-a epuizat bugetul și noi din resursele, din alte resurse, de la aparatul direcției de învățământ, unii am făcut careva economie, am achitat din luna mai salariile, inclusiv pentru luna septembrie, fără careva întârziere. Care este doleanța noastră? În primul rând, să fie revăzută totuși coeficientul pentru elevul primar. Deci de ce 0,75? Deci știți, discutând cu colegii la ședințele cu referire la buget, noi tot timpul, adică eu personal le zic în felul următor, de fapt o se primește că avem 150 de elevi, dar de iure plus minus, să zicem așa, 140. Deci minus 100 de mii, deja gata, noi am pierdut-o. Contactați de TVR Moldova, responsabil din cadrul Ministerului Finanțelor, ne-au spus că guvernul va încerca să soluționeze problema și că întârzierile la achitarea salariilor apar inclusiv pentru că unele instituții de învățământ anunță prea târziu despre problemele financiare pe care le au. Adresări din la 24 septembrie 2020 la Ministerul Finanțelor, pe Ministerul Educației, începând de la conducere de vârf, prima conducere, a doua, acum e modificată, peste tot au scris, au fost nenumărate scrisori, unde au fost indicate în informațiile toate instituțiile, pe câte luni nu se ajunge și suma de mijloace financiare. Cu problema salarizării profesorilor se confruntă și autoritățile locale din alte raioane din Republica Moldova, inclusiv din Râșcani și Rezina, iar în Ialoveni sunt restanțe la salarii încă de luna august. Primăria Chișinău a anunțat că cele 20 de familii care au apartamentele distruse în urma incendiului produs la mansarda blocului de pe strada Ion Pelivan vor fi despăgubite. Acestea ar urma să primească banii investiți în locuință. Decizia autorităților nu prea îi bucură pe sinistrați. Unii spun că banii dați pe apartamente sunt mai mulți decât cei înregistrați oficial în contractul de cumpărare. Primăria va oferi și câte 50.000 de lei fiecărui proprietar afectat pentru procurarea mobilei. La două zile după incendiu, sinistrații încercau să mai scoată câte ceva din lucrurile scăpate din foc. Oamenii așteptau cu înfrigorare decizia autorităților. Am avut locuință să ne dea, noi nu vrem, adică bani, nu știu ce acolo, recompensă în sumă financiară. Sunt categoric, adică împotriva. După ce i-a ars apartamentul de la mansardă, Angela Laur a rămas în drum cu un copil mic. Femeia este divorțată și susține că a plătit 18.000 de euro pentru o locuință de 19 metri pătrați. Ajutorul de la stat nu este o soluție pentru ea, dar și mulți dintre vecinii săi au trecut în documente sume mai mici. În contract e indicat suma pătind cât de vreo 10.000 de lei. Parmis. Atunci reiesc și rămân cu 10.000 și 50.000 care ne propune primăria. Majoritatea, 80%, au procurat, nu au contractul de investire și care la notarul a arătat toată suma totală, dar care nu a arătat. Autoritățile recunosc că minciuna de la notar complică situația. Totodată nu se știe dacă vor putea fi despăgubiți și cei care închiriau apartamentele. Legea ne obligă pe toți să expunem valoarea reală. Avem foarte mulți oameni care închiriau, care au rămas la fel fără acte, fără bunuri, însă nimeni nu dețineau niciun contract de arendă. Și ceilalți locatari din bloc care au fost afectați de incendiu vor primi banii pentru reparații. Autoritățile anunță că mansarda distrusă de foc nu va fi reconstruită sau reparată, iar locatarii trebuie să-și cumpere apartamente noi. Potrivit specialiștilor, printre cauzele incendiului sunt un scurt circuit la instalația electrică, încălcarea regulilor de securitate antiincendiară sau fumatul. Incendiul s-a produs sâmbătă, iar la stingerea lui au participat peste 70 de pompieri cu 11 autospeciale. Un bărbat în stare de ebrietate a căzut de pe motocicletă după ce a fost somat de polițiști să oprească. Cum s-a întâmplat, aflați peste câteva minute în telejurnal.
Arena Chișinău nu este un loc al întrecerilor sportive, ci a redevenit un subiect de dispute politice și economice. Compania turcă care a făcut construcția a anunțat că din noiembrie nu mai asigură cheltuielile de întreținere pentru complexul sportiv. Turcii spun că și-au îndeplinit angajamentele și au finalizat aproape toate lucrările. Administratorii arenei trebuie acum să asigure paza și întreținerea, dar nu prea sunt bani. Informația a fost făcută publică de Alexandru Slusar, membru PPDA și confirmată de directorul Arenei Naționale Chișinău. Compania turcă a anunțat printr-o scrisoare adresată Ministerului Infrastructurii și Agenției Proprietăți Publice că a finalizat toate lucrările de remediere a defectelor, iar de luna viitoare nu va mai achita pentru securitatea, întreținerea sau serviciile comunale ale Arenei Chișinău. Din 2019, practic, am mai avut așa mesaje, dar deocamdată le-am rezolvat. Acum situația e un pic diferită, pentru că deja ești trecut practic 2 ani de când partenerul privat este cel care a tot acoperit din costurile astea. Bine că am avut și motive serioase ca să le acopere. Acum din motivele cele mai serioase, practic toate au fost soluționate de către partenerul privat și deci urmează deja noi cu guvernul să găsim soluția optimală. Situația este critică. Administratorul Arenei Naționale spune că întreprinderea nu are bani pentru întreținerea complexului. Arena nu poate fi dată în folosință deoarece nu are căi de acces. Noi avem demarate niște acțiuni cu agenți economici, de exemplu paza, să vedem să asigurăm paza cumva într-un regim așa de urgență. Mai discutăm cu partenerul privat ca să nu fie chiar așa de insistent pe anumite elemente. Deci o să găsim o soluție, dar soluția oricum o să fie de scurtă durată. Construcția complexului a început în 2018 la inițiativa guvernului condus de Partidul Democrat și urma să fie gata într-un an. PDM prezenta atunci arena ca fiind principalul centru sportiv și de divertisment din Chișinău. Costul proiectării și construcției a depășit 43 de milioane de euro. Arena Chișinău este gata în proporție de 98%, dar nu a fost dată în exploatare din cauza că nu are drumuri de acces, protecție la incendii și alte detalii care nu au fost prevăzute inițial în proiect. Directorul general al Combinatului de Panificație Franzeluța, Boris Andros, a demisionat. Anunțul a fost plasat pe site-ul societății pe acțiuni. În mesajul transmis, Andros mulțumește echipei, însă nu vorbește despre motivele demisiei. Boris Andros a ocupat funcția de director general al Combinatului Franzeluța din februarie 2016. Atunci, membrii Consiliului de Administrație l-au ales pe Boris Andros pentru că avea experiență de muncă de mai bine de 2 decenii în cadrul întreprinderii. 52% din capitalul statutar al societății pe acțiuni revin statului. Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevski, poate ajunge în fotoliul de viceprimar al municipiului Chișinău. Astăzi, primarul general a anunțat că a înaintat candidatura acestuia către biroul permanent al Consiliului Municipal și ar urma să fie supusă votului la următoarea ședință. Nagacevski ar urma să răspundă de serviciul juridic și anticorupție din cadrul primăriei. Fadei Nagacevski a fost ministrul Justiției în perioada noiembrie 2019-august 2021. În luna septembrie 2021 a devenit consilierul socialistului Vlad Batrincea, vicepreședintele Parlamentului. Reprezentanții Platformei Demnitate și Adevăr solicită Procuraturii Generale să publice lista persoanelor urmărite și interceptate ilegal, iar persoanele vinovate să fie trase la răspundere. Decizia a fost luată după ce autoritățile au recunoscut că unele dosare au fost făcute la comandă și fabricate de foștii polițiști ai Direcției 5. Vasile Năstase susține că în perioada guvernării lui Plahotniuc, mai mulți activiști ai Platformei Demnitate și Adevăr s-au ales cu dosare penale fabricate. În acest sens, Năstase solicită Procuraturii Generale să publice lista persoanelor persecutate, iar cei vinovați să fie trași la răspundere penală. Noi vrem să știm, să avem toată lista
persoanelor care în perioada 2015-2019 au fost interceptate, au fost filate, au avut aceste dosare fabricate, să cunoaștem absolut cine stă în spate și să fie trași la răspundere nu doar executorii, nu doar acești indivizi de la Direcția 5-a sau din alte instituții de drept, dar să fie trași la răspundere și Plahotniuc și toți ceilalți. Procuratura Generală s-a autosesizat și va începe cercetările. Toate solicitările care au fost invocate astăzi în cadrul conferinței de presă vor fi examinate și respectiv toate persoanele vinovate, inclusiv și comanditare, vor fi diferiți justiției. Săptămâna trecută, procurorii au înaintat învinuirile unor foști angajați ai Direcției numărul 5 din Inspectoratul Național de Investigație. Ei sunt acuzați că au plasat în mașina lui Ruslan Verbițchi muniții înainte ca acesta să plece spre Ucraina. Procurorii susțin că cei care au înscenat infracțiunea au fost implicați și în fabricarea dosarului în care Gheorghe Petic, un alt membru al platformei DA, a fost acuzat de viol. Ambele fapte au fost comasate într-un singur dosar penal. Un bărbat în stare de ebrietate a căzut pe motocicletă după ce a fost somat de polițiști să oprească. Oprește pe dreapta! Accidentul s-a produs ieri în satul Nihoreni, raionul Râșcani. Bărbatul nu a oprit la semnalul poliției, continuându-și calea, însă nu s-a isprăvit cu ghidonul când a intrat într-o curbă pe un drum cu pietriș. Nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Poliția a stabilit că bărbatul era în stare de ebrietate și fără permis de conducere. Nu era echipat corespunzător, iar motocicleta nu avea numere de înmatriculare. Pe acest caz a fost pornit un dosar penal. Bugetul Republicii Moldova s-a îmbogățit cu 1,6 milioane de euro. Banii provin dintr-o captură făcută la Vama Leușeni în aprilie 2020 și au ajuns la buget în urma unei decizii a Curții de Apel Chișinău. Judecătorii au dispus confiscarea banilor găsiți ascunși într-un tir, dar și a contravalorii unității de transport, adică aproape 600.000 de lei. Cei 1,6 milioane de euro au fost găsiți de către polițiștii de frontieră chiar în noaptea de înviere 2020. Erau puși în pungi și ascunși într-un tir. După o lună, un basarabean stabilit la Londra a spus autorităților că banii sunt ai lui, dar nu ar fi ajuns la timp la vamă și nu a reușit să-i declare. Ancheta nu a dovedit acest lucru, iar judecătorii nu l-au crezut. Șoferul tirului, care a transportat banii de contrabandă, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Ocolesc orice obstacol în pofida destinului crud pe care l-au. E vorba de persoanele cu dizabilități care nu renunță la visuri. Urmăriți povestea de viață a unui tânăr care înfruntă greutățile vieții din scaunul cu rotile, imediat într-un reportaj al unei noi campanii TVR Moldova. Ziua Armatei Române a fost marcată și în Republica Moldova. Ceremonii de comemorare au avut loc în cimitirele de onoare. Astăzi a fost reinaugurat și sfințit cimitirul eroilor din satul Sofia, raionul Hâncești. La eveniment au participat oficial, veterani de război și localnici. Cei veniți au vorbit despre vitejia și sacrificiul de care au dat dovadă eroii români în lupta pentru reîntregirea țării, pentru dreptate și libertate. De ziua Armatei Române la Sofia a avut loc inaugurarea unei troițe și a unei plăci comemorative dedicate celor 64 de soldați români care și-au găsit somnul de veci în această localitate. Veșnică lor pomenire. La ceremonia de comemorare a venit și un veteran care a luptat în rândurile Armatei Române în timpul celui de-al doilea război mondial. Cu lacrimi în ochi, Constantin Cojocar, în vârstă de 102 ani, a oferit celor prezenți o lecție de demnitate și a povestit cum a fost deportat după război pentru că a luptat în Armata Română. Când am intrat în Armata Română la 1 aprilie, la cotul Domnului, subversat, Sfântul Romel, lupte grele. Nu
noi astăzi am venit să plecăm capul, să ne închinăm lor, cei care au luptat. Cimitirul eroilor armatei române din localitatea Sofia a fost restaurat cu bani oferiți de Oficiul Național pentru Cultul Eroilor de la București. Ne exprimăm astăzi recunoștința față de eroi ostași căzuți pe câmpul de luptă pentru apărarea patriei și aducem un omagiu supraviețuitorilor, veteranilor de război și spunem că dragostea și datoria lor față de țară reprezintă exemple durabile pentru generația tânără. În numele Ministerului Apărării, prezent onorul celor 64 de soldați români incomanți la Sofia. Restaurarea acestui cimitir este extrem de importantă, fiind o lecție de istorie pentru generațiile tinere, inclusiv și pentru militari. Locuitorii satului Sofia spun că cimitirul este un loc cu o mare încărcătură istorică și se bucură că a fost restaurat. Războiul și trecutul istoric al strămoșilor noștri este nisipul din clepsidra timpului. Datoria noastră este să-l păstrăm, să-l cunoaștem și să le spunem un sincer mulțumesc. Este un moment foarte emoțional și important să le cinstim memoria celor care au luptat pentru pământul acesta mult pătimit. O slujbă de pomenire a fost oficiată și la cimitirul eroilor români din Fălești de preasfințitul Antonie, episcop de Bălți, din partea Mitropoliei Basarabiei. Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor fericiților într-o adormire. Eroi ostași și luptători români. Și la Soroc au fost comemorați ostașii români. La eveniment a participat și consulul general al României la Bălți, Petrișor Dumitrescu. Ne aflăm astăzi la cimitirul eroilor nistoicani să comemorăm cu ocazia zilei armatei române eroismul soldaților căzuți pe câmpul de bătălie pentru eliberarea acestui pământ sfânt. Este datoria noastră să nu uităm jertfa lor, să-i pomenim rugăciunile noastre. Pe 25 octombrie 1944, armata română a eliberat de sub ocupația străină ultima localitate din vestul României, orașul Carei. Militarii au vrut să dea atunci bătălia finală pentru eliberarea țării, fiind ziua de naștere a regelui Mihai I, comandantul suprem al armatei. 25 octombrie a devenit ziua armatei printr-un decret în anul 1959. În parcul Valea Morilor din Chișinău a fost inaugurat azi monumentul dedicat eroilor armatei române, Cișmeaua General Georgescu Ion. La ceremonie au participat oficial de la Chișinău și București, inclusiv ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță. Evenimentul are o semnificație istorică deosebită, întrucât comemorează victimele regimului stalinist. Ujise în subsolul fostului consulat al Italiei din preajma parcului Valea Morilor. Monumentul a fost sfințit de un sobor de preoți din Republica Moldova și România în frunte cu Mitropolitul Basarabiei, Petru. Preoții au oficiat o slujbă în memoria celor care și-au pierdut viața în perioada regimului stalinist. Ideea de a restabili monumentul generalului Cișmeaua General George Ion îi aparține avocatul Iulian Rusanovski, filantrop cunoscut pentru asemenea acte de caritate. În 1937, monumentul se afla tot în parcul Valea Morilor, lângă drumul care ducea spre fostul sat Buiucani, nume pe care îl poartă astăzi unul dintre sectoarele Chișinăului. Acel drum trecea undeva în dreapta noastră și respectiv, datorită hărților din 42, am reușit să localizăm unde s-a aflat această cișmea și a fost aproximativ cu vreo 10-20 de metri mai în spate. Și am decis să-l punem în acest coar mic pentru a putea fi mai accesibil trecătorilor. Monumentul a fost restabilit cu ajutorul fotografiilor reconstituite de magistratul Constantin Popa și arhitectul Mihail Andrieș. Lucrările de reabilitare au început în 2019 în parteneriat cu Societatea pe Acțiuni Apă Canal, care va avea grijă de Cișmeaua General George Ion. Din punct de vedere spiritual, este o reparare a greșelilor istorice, pentru că acest monument are câteva conotații spirituale. În primul rând, adăpostește un frumos izvor de apă. Ne-am putea imagina ce s-ar întâmpla dacă n-am fi avut apă. Și bănuim că această apă să fie o apă tămăduitoare în această perioadă de pandemie. La ceremonie au participat ministrul culturii Sergiu Prodan și ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță. Dați-mi voie să adresez felicitări tuturor celor care au contribuit la edificarea acestui monument foarte frumos, care este, așa cum foarte frumos a explicat domnul ministru al culturii, o pavăză în calea uitării. Este extrem de important să nu uităm. Ce este important ca să folosim diversele prilejuri pentru a vărsa o lacrimă de recunoștință și în memoria celor care
poate mișelește pe nedrept, au fost uciși. Pe monumentul Cișmeaua General George Ion sunt trei plăci pe care sunt inscripționate nume cunoscute ale persoanelor care și-au pierdut viața în acel loc în anul 1941. Monumentul a fost ridicat de asociațiile Monumentum și Ascor cu sprijinul primăriei Chișinău și al Guvernului României. Un singur rege al românilor a fost numit Copilul Unirii pentru că s-a născut la scurt timp după proclamarea României Mari, un destin istoric care a început în 25 octombrie. Celebrăm 100 de ani de la nașterea celui care a fost regele Mihai, botezat după Mihai Viteazul ca să aibă nume românesc, dar și pentru că acest nume simboliza întregirea neamului. Regele Mihai, descendent al celor mai mari familii regale din Europa, avea să urce pe tron la nici 6 ani. Trei dintre cei mai buni medici au asistat la castelul Făișor nașterea bebelușului care asigura continuitatea dinastiei române. La 25 octombrie 1921, la castelul Pelișor, în urma unei nașteri foarte dificile, apare pe lume urmașul la tron. La București s-au tras 101 salve de tun în onoarea noului născut. Numele de Mihai, numele de botez, a fost dat după cel al domnitorului Mihai Viteazul. Avea o simbolistică aparte, unire, unitate și în același timp continuitatea dinastiei romane. Mihai I al României este descendentul celor mai importante familii regale și imperiale ale Europei. Strămoșii săi au fost țarii Nicolae I și Alexandru al II al Rusiei, regina Victoria a Marii Britanii, împărați Habsburgi, regii ai Prusiei și Portugaliei, așa că mulți nobili au luat parte la botez. La vârsta de 4 ani, regele călărește un ponei, iar la 6 ani conduce prima mașinuță. Fuga tatălui său cu Amanda la Paris a schimbat destinul acestui copil fericit care ajunge rege la doar 5 ani și 8 luni după moartea bunicului său. Prima lui temere a fost că îi se vor lua jucăriile, acum că a devenit rege. Nu m-a gândit aproape nimic. Când eram în public cu mama mea, foarte, foarte vag, m-a gândit cum... De frică să nu se maturizeze prea repede micului rege, i-a fost adus un partener de joacă de seama lui, pe micul prinț Filip, vărul primar al mamei lui, care va ajunge la maturitate soțul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Iată-i pe cei doi copii jucându-se la Mamaia, Constanța, Sinaia și mai apoi în Italia, la Villa Sparta, a reginei mamă Elena. A fost o prietenie care avea să țină toată viața între acești copii, ale căror destine au fost parcă inversate. TVR Moldova lansează astăzi campania Diferiți, dar la fel, dedicată persoanelor cu necesități speciale. În octombrie, în întreaga lume, este marcată luna sănătății mentale și de aceea, pentru al 5-lea an consecutiv, încercăm să dăm o mână de ajutor celor uitați nemeritat într-un cont de umbră de către autorități. Persoanele cu dizabilități luptă din răsputeri să se facă auzite, luptă zi de zi pentru a-și cere drepturile respectate și, desigur, pentru a fi fericiți. Pe parcursul acestei săptămâni, TVR Moldova vă invită să descoperiți poveștile unor oameni care, în ciuda destinului nemilos, au ales să sfideze stereotipurile și să demonstreze că sunt diferiți, dar la fel. Într-o lume a contrastelor, ei învață să zboare chiar și cu aripile frânte. În pofida tuturor greutăților, ei rămân un soldat al destinului său. Cum o mamă poate să-și le spui? Chiar nu mă mândresc cu el, eu mă mândresc cu toți copiii mei. Diferiți, dar la fel. Plin de empatie, curaj și putere sunt calități pe care echipa TVR Moldova le-a descoperit la un băiat de 21 de ani, pe nume Oleg Slobodeanu, care a învățat să ocolească orice obstacol în drumul său spre vise împlinite. Soarta nu a fost blândă cu el, dar a știut să ignore privirile reticente ale celor din jur și să demonstreze că are ce spune acestei lumi. Vă invităm să urmăriți povestea de viață a unui tânăr care înfruntă toate greutățile vieții, chiar dacă e nevoit să o facă din scaunul cu rotile. Când s-a împărțit norocul, fost am dus eu la lucru, fost am dus eu la lucru, măi dorule.
Oleg Slobodanu s-a născut în urmă cu 21 de ani în satul Zăicani din raionul Râșcani. A fost diagnosticat la naștere cu paralizie cerebrală infantilă, diagnoză ce avea să-l imobilizeze într-un scaun cu rotile pentru toată viața. Este o persoană tare de fire și a învățat să înfrunte fricile și să-și aline orice durere. Asta este viața, merg mai departe. Chiar dacă știu că mi-e greu, a doua zi mă scol și văd soarele și mi-aduc aminte că trebuie să trec și peste ziua aceasta. Oleg spune că și-a petrecut toată copilăria pe holurile spitalului, iar uneori zilele trăite între patru pereți deveneau extrem de lungi. De mic copil nu am știut altceva decât spitale, acasă, iar spital, iar acasă. Stăteam o lună, două acasă și iar în spital. Oleg povestește că nici amintirile din anii de școală nu sunt dintre cele mai frumoase. Deseori colegii l-au dojenit, motiv pentru care a renunțat să mai vină la școală. Așa că a fost nevoit să treacă la ore particulare și să învețe acasă. Se gândeam între ei și spuneau că am mai venit și cu bucată, acela, ai venit scalii cu acela și nu poți sta acasă. Ce trebuie să iau la școală? Și eu îmi ieșca toată dispoziția. După mulți ani de rătăcire și căutări, Oleg și-a găsit un refugiu, muzica populară. Îi place la nebunie să cânte și spune că, deși este amator, ar avea nevoie de un profesor ca să-l ghideze. Cea mai mare, când mi-aduc aminte, cea mai mare bucurie a vieții mele, când am descoperit că pot să fac și eu ceva, anume pot cânta. Și de atunci viața mea a început să se schimbe. Numai pentru tine, mamă, azi mi se deschide sufletul și cânt. Numai pentru tine, mamă, mai pot face umbră pe acest pământ. În anul 2015 devine beneficiar al centrului Phoenix din orașul Râșcani. Oleg recunoaște că aici, pentru prima dată, s-a simțit egal printre semenii lui, cu care a legat cele mai strânse prietenii. Îl apreciez că ne sprijinim reciproc, chiar dacă trecem pentru o situație, iar poate eu nu sunt foarte specialist în muzică, mă ajută el, eu îl ajut cu baza la calculator. Noi avem o prietenie bună, o prietenie strânsă. Este un prieten foarte bun la suflet, săritor la nevoie. Oleg, o spun și cei de la centru, este mereu gata să sară în ajutor, știind că poate fi util. Se bucură nespus de mult chiar și de cea mai neînsemnată apreciere. Vine fiecare zi cu noi idei, dacă e vorba de un matineu sau de un concert, vine cu un program sau cu propuneri. Dacă soarta a fost dură cu familia Slobodanu, mama lui Oleg o percepe ca pe o binecuvântare și nu invers, cum încercau unii oameni să o convingă. Cum o mamă poate să vedeți puiul? Cum suntem legați unul de altul? Ca două picături de apă. Niciodată nu pot să-l lăs. Ori să spune vreodată că copilul meu e mai decât alții, că nu poate, ori că copilul meu poate. Tot poate. Cel mai mare motiv pentru a trăi și a să ajung unde sunt acum, mi-l dă mama. Mama este cea mai scumpă ființă despre pământ și nu vreau să dezamăgesc. În pofida unui destin nemilos, Oleg Slobodanu este încrezător că își va împlini cel mai mare vis al vieții. Am un vis să cânt alături de cineva de mai sus, de Gabriel Nebunu, de Zinaida Julia, vreau să-mi ating scopul pe care, dar până atunci mai este de lucru. Viața m-a învățat că nu pot, există, uneori există că nu vreau. Într-o lume
lume a contrastelor, ei învață să zboare chiar și cu aripile frânte. În pofida tuturor greutăților, ei rămân un soldat al destinului său. Cum o mamă poate să-și les puiul? Chiar mă mândresc cu el, eu mă mândresc cu toți copiii mei. Diferiți, dar la fel. Meci de foc între FC Balcan și Click Media în etapa a doua a campionatului Republicii Moldova la fotbal în sală. Gazdele s-au impus cu 4-3 și au obținut prima victorie în actuala ediție de campionat. FC Balcan Pharmaceuticals a avut un start de partidă excelent, reușind să marcheze de două ori în mai puțin de un minut prin Ghenadie Orbu și Sergiu Munteanu. Click Media a restabilit egalitatea datorită golurilor marcate de Iurie Dorogan și Lilian Guțu, dar farmaciștii au înscris și ei prin Ghenadie Orbu și au intrat la pauză în avantaj. În repriza secundă, Cristian Obad a egalat la 3 după ce a transformat un penalti. Eroul meciului a fost Ghenadie Orbu. Veteranul celor de la Balcan a reușit hat-trick-ul și a închis tabela la scorul de 4-3. În celelalte meciuri ale etapei, Steaua Dental s-a impus cu 5-1 în fața celor de la Next. Nistru a zdrobit-o cu 8-1 pe Sporting Nisporeni, iar Dinamo Plus a câștigat cu 6-1 meciul cu Râmcom. După primele două etape, Dinamo și Nistru ocupă primele locuri în clasament cu punctaj max.